ceea ce trebuie să faceți mai întâi, vă logați cu contul de școală pe care îl aveți, contul de Google pe care îl aveți, după care va trebui să apăsați pe cele, pe gridul care are 9 pătrățele. Dați pagină în jos și acolo puteți descoperi alte aplicații pe care le puteți folosi, dar deocamdată noi nu o să folosim decât Classroom. Apăsați pe Classroom și în momentul în care ați intrat, veți vedea absolut toate subiectele pe care le studiați. La momentul acesta, în momentul acesta noi vom apăsa pe un subiect, pe un anume subiect, ca să vă arătăm cam ce puteți face. Deci aveți resurse pentru SEND, aveți Maths, aveți Science, aveți PE, intervenții pentru matematică, iar noi acum vom apăsa pe pe clasa care spune PS1. Aici, după cum vedeți sus, spune Stream, Classwork și People. Va trebui să apăsați pe Classroom. În momentul în care apăsați pe Classroom, veți vedea la ce subiecte trebuie să lucrați și care este data de submitere a temei respective. Aveți de apăsat pe linkul care este acolo. Parenting Awareness. Acesta este un PowerPoint. În momentul în care îl deschideți, veți găsi în PowerPoint ceea ce aveți de făcut. Pentru a putea adăuga niște detalii, puteți apăsa în topul paginii. Da? După care ați intrat deja, acesta este primul slide cu titlul a ceea ce trebuie să faceți și acesta este un exemplu, Things a Baby Needs. Deci puteți spune cam ce are nevoie. Mergem la Insert și introducem detaliile respective. Deci, scuteți, diapers, clothes, baby food, absolut tot ce credeți de cuvință că are nevoie un bebe. După care ați terminat subiectul, ați terminat de adăugat absolut tot ce vi se cere, apăsați share, iar aici găsiți numele profesorului căruia trebuie să-i trimiteți tema. Am ales pe Mrs. Koshu. Aici punem un mesaj. Aveți grijă mesajul să fie politicos, să sune cât mai profesional. Și după aceea apăsați send. În acest moment, subiectul dumneavoastră, tema dumneavoastră este trimisă la profesorul subiectului. Puteți ieși, după care, again, din nou, dacă aveți nevoie să faceți un alt subiect, engleză, matematică, PE, intrați, apăsați și urmați acești pași. O zi bună!